Bună ziua, dragii mei! Astăzi o să facem un blat de tort, un blat umed, care se face fără mixer, doar din câteva mișcări. Se amestecă bine toate ingredientele și facem șpanul, îl dăm la cuptor. Și acesta este rezultatul. Este foarte simplu de făcut și să vedem modul de preparare și ce ingrediente ne trebuie pentru a realiza acest super pantișpan sau blat de tort. Și dacă urmăriți video, o să descoperiți secretul acestui blat bine crescut. Bună ziua, eu sunt Camelia și astăzi o să facem un pantișpan rapid. Avem nevoie de puține ingrediente. Și o să avem nevoie de făină, 200 de grame de făină, 180 de mililitri de ulei, o să avem nevoie de 6 ouă întregi, 190 de grame de zahăr, 16 grame de praf de copt, un praf de sare și esență de vanilie, o sticluță de esență. Și acum începem. În vasul nostru cu făină, deci în vasul nostru cu făină unde avem 200 de grame de făină, o să punem praful de sare. O să punem praful de copt. O să punem și zahărul. Amestecăm. Amestecăm bine. Acum o să punem uleiul. Esența de vanilie, să o rupem, să o desfacem. Și ouăle, 6 ouă. Și 6. Așa. Acum o să amestecăm foarte bine totul. Este o rețetă rapidă de pantișpan pentru cine nu are timp și nu vrea să folosească mixerul. Se folosește doar această. Și amestecăm cu calm, cu calm, cu calm. Învârtim totul bine. Să omogenizăm bine totul. Așa. Puteți pune și coajă de lămâie, coajă de portocale, esență de rom, esență de migdale. Pantișpanul puteți aroma cum doriți. Eu l-am aromat astăzi cu esență de vanilie. Și amestecăm bine, amestecăm bine, bine, bine. Așa. O să amestecăm circa 5 minute, 5-10 minute, încet, încet, încet. Și cu răbdare. Îl puteți lăsa, mai amestecați puțin. Nu este grabă. Așa.
amestecă pur și simplu toate ingredientele. Nu este nimic special. Și așa amestecăm. Am spus 10 minute, că amestecați puțin, îl mai lăsați puțin, mai amestecați puțin, mai lăsați puțin. Tot secretul este ca zahărul să nu se mai simtă, să se topească bine. Ia uitați, să fie lucios. Consistența este aceasta. Zahărul nu se mai simte. Acum o să punem într-o tavă. Ia uitați, aceasta este consistența. O să punem totul într-o tavă pe care eu am tapetat-o cu hârtie. Am uns-o puțin cu ulei sau cu unt și o să punem totul aici. Scoatem telul. Acum o să punem totul în tava noastră. Vedeți cât este de fină? Zahărul este topit. Deci în momentul când nu mai simțiți, zahărul este gata. Acum o să dăm la cuptor la 180 de grade, circa 20-25 de minute. O să înțepăm cu scobitoare să vedem dacă este copt. Panul este gata. Îl lăsăm să se răcească puțin și apoi o să-l scoatem din formă. Acesta este blatul. Cum v-am spus, să-l încercați cu o scobitoare. Ia uitați, și dacă scobitoarea este curată, atunci panteșoanul este gata. Încă fierbinte, îl lăsăm puțin să se răcească. Acum panișpanul s-a răcit puțin, o să-l scoatem din formă. Așa. O să scoatem primul inel și o să-l dăm deoparte. O să scoatem blatul. Ia uite. Am scos și încă este fierbinte. Acesta este blatul nostru. Îl lăsăm să se răcească. Acesta este blatul de tort. Îi scoatem hârtia. Așa. Și încercăm să-l tăiem cu un cuțit, cu lamă subțire. O să tăiem partea de deasupra. Așa. Cum a ieșit. Este aluat umed. Și acum încercăm să mai tăiem încă în două părți să facem straturile nu prea groase.
ulei la strat. Ia uitați. Și acum tăiem încă o dată în două. Asta este al treilea. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, vă dulce pe toți. Vă doresc multă, multă sănătate și numai bine tuturor. Și ne vedem cu următoarea rețetă. La revedere! O zi frumoasă tuturor! Vă pup dulce! Pupici!